La ce mi-a băguit în mori. Try not to die challenge ăsta. Salutare toată lumea, noi suntem frații Munteanu și bine v-am regăsit la primul episod Mimuri de pe Facebook. Noi de fapt ne continuăm seria de mimuri pe Reddit, doar că am schimbat-o de pe Reddit pe Facebook. Ăsta este grupul, aveți primul link în descriere, puteți să intrați, acolo să faceți mimuri. Și dacă nu vreți să faceți mimuri, măcar intrați și dați acolo un join și dați like-uri la mimuri. Ne-ați mega stresat cu când naiba o să apară dansul ăla? Cu când naiba o să apară dansul ăla? Știu, am făcut 100.000 de abonați, v-am promis că la 100.000 de abonați o să facă Cristi dansul și acum avem 115.000. Hai să vedem ce mimuri ați făcut. Și la final de clip vedeți dansul. Da, abia la final. Rămâneți până la final pentru că abia la final este dansul. Vlad Caiescu cu pătrățele, Cristi Cai dictando. Fain, tu ai un pătrat mai mare. A, și nașpa aici pe Facebook că nu putem să vă dăm cadouri. Bă, frate, de asta era tare Reddit-ul, că cumpărasem și multe points de alea să vă dau platinum. O, Doamne, ce-i asta? What's in my bag, Barbie edition. Pus să telefon cu Barbie. Today is magical. Ce am în bagaj? Zanul tău, Barbie. O păpușă. Am penar Barbie, trebuie să am penar Barbie. A, da, apropo, suntem acasă la Constanța pentru Paște. Paște fericit, nici nu v-am zis de asta. Uite, zibiș, Bill. Acum reacționăm cu Nil. Cristi când află că s-ar putea ca Ucraina să ia băieți români în război. Bă, mă scrie cea mai frumos cu mine, mă puteați găsi din clipul ăsta în care mă machez. Bă, dai jale. Doamne, ferește. Și cu sprânceana aia tăiată, deci cu gura aia așa. Dar ce cu mimul ăsta, nu cu Shrek? Asta e în trend acum, n-am văzut asta niciodată. Da, nici eu n-am văzut. Sau e același băiat. Cum s-a ajuns la mimul ăsta cu Shrek de la ăla cu Drake? Înainte era ăla cu Drake. Acum e asta cu Shrek. Când măta te prinde că îl bați pe fractul mai mic. Mi-am lăsat aminte de ce am renunțat la prima serie. Ce e asta? Luați-o pe și Cristian cel Mare. Când vezi o fată și află care 13 ani arată bombă. E cam plângi, pentru că mai trebuie să mai aștepți 5 ani și o să mai aștepți încă 15 în închisoare, pentru că crezi că o fată de 13 ani arată bine. Ce faci, iubito? Pot intra? Nu pentru că... Nu, pentru că sunt în acea perioadă și nu vreau să te omor. De ce apare inimioara asta aici? Apropo, voi vedeți care e mouse-ul nostru? Ați văzut watermelon ăsta din Minecraft? Probabil erați puțin... Confusion. Voi aveți așa mouse? N-aveți. Vrei să impresionezi o fată? Păi și stai, cum o impresionezi? Stând așa cu fața aia? Cu față de terminat? Ok, ceva care chiar m-a făcut să râd un pic. POV. Care apropo nu înseamnă poveste. Am văzut unii pe TikTok, cred că POV... Și se băteau în piept că înseamnă poveste, că... Nu, fraților, doar... POV înseamnă point of view, adică punct... de vedere a lui, gen POV-ul lui, POV-ul meu. Bine ați venit la lecția de mimuri. Dacă clipul ăsta e ultima dovadă că umanitatea a existat. Eu zic că, bă, frate, cum comunicau oamenii ăștia între ei? Bubuie planeta și extraterestrii găsesc un clip cu umanitatea. Hai să vedem. Ce arată atât de, ce s-a atât de, parcă-s prost făcute intenționat, de ce sunt backbar-urile astea aici, ok, de ce inimioara asta aici, bun, de ce emoji-ul ăsta e blurat și lăsat-o numai voma aici. Da, de ce a blurat capul? La modul ca și cum să-mi iasă mie voma asta de pe gură și o să ignor complet partea asta de Asian. Doamne, zici că-s făcut intenționat atât de prost. Doar eu, stând ca Warrior-ul din Metin, măcar de-l puneai pe Warrior-ul din Metin lângă mine. Kids-ul du de acid. Ce-i un mim de milioane, gen. Haide, măi! Efectiv, da, melodia pornise că a dat el un pum la masă. Haide, măi! Pentru ăla când vrei la toaletă și ocupat. Ești în mare. Nu înțeleg. La ce p***a mea mă uit în mori. Try not to die challenge ăsta.
să moară poza asta cu mine, vă rog. Nu, nu. Ce? Mă așteptam să le punem în farfurie, dar nu mai avem două loc. Director, o farfurie de sos. Da, relatable. Când ți se șterge videoclipul montat de oră. Efectiv, imaginați-vă să faceți un montaj de la forță, munciți o oră întreagă și vă dă crash programul și până trebuie să luați totul la cap. Porniți și nu mai e acolo. Jale. Profesoara de matematică spune că ne dă un test fulger. Începe să ne împartă testele. Noi când vedem că pe foaie scrie în limba matematicii. Bombă, bombă. Și ăsta e cel mai bun de pe ziua de azi. Vlad mănătă când moare. Exact așa. Bani, uite, 500. De ce Eminescu are cagulă pe față? Oh, e și butonul de 10 milioane. Urmează. Ce are un play button dacă nu pornește? Ne-a memat. No, efectiv. Ne-a memat. Făcute, nu e intenționat. Da, știu că din greșeală și... Da, ne-a memat. A, uite trendul cu Drake. Ok. IBM și Danu, frații MNT. E bine. Ok. Coșitor, nu, e ceva neregul aici. Regret că am văzut asta, sincer. Moare și... Bă, nu știu ce poză ai luat cu mine, dar când îl strânge de gât, e tot așa. Nu seamănă deloc cu Duțu, gen. Tot așa e. Foarte romantic, man. Dar vedeți că nu prea e diferență, dar băi, seamănăm cu Leonardo DiCaprio. Înainte, acum. Să mori, e aceeași chestie. Na, bro. Na, e jale. Da, uite-te la mine, gen. Ok. Aoleu. Doamne, ce s-a întâmplat cu mine? 30 de kg de mâncare în plus. Bro, not trying to fat shame because I'm fat shaming myself, dar... Apropo, țin să menționez cum am arătat noi în filmul Tabăra. E probabil cea mai proastă versiune a noastră din lume. Acolo sunt mai gras ca niciodată. Mai gras ca niciodată și nu știu, adică mă bucur că am străpit la loc. Nu știu ce a fost în capul nostru, frate, să ne îngreșăm în halul ăsta. Și da, fix înainte de film, frate. Știam că urmează să apărem într-un film și nu ne-a păsat. Am apărut așa în film, frate. Uite guja aia. Uite guja aia, o miesă la suprafață. Ne-a auzit? Mamă, baftă, nu mai vreau să mai văd memorile astea în viața mea. Zi-mă că nu te-ai bărbierit și ai apărut așa în da. Stop in my mind.